Bună ziua, Ioana! Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Bună ziua! Bună Avem astăzi o nouă sesiune. Ioana, spune-ne de ce ai solicitat această sesiune. ziua! Mă aflu în depresie de 7 ani de zile, tratată medicamentos fără o ameliorare evidentă. Am migrene puternice, nu reușesc să asimilez informația ca și cum mi se blochează mintea. Am tulburări de memorie din ce în ce mai accentuate. Un blocaj în exprimare, simt că nu reușesc să transmit ceea ce am de transmis sau ca și cum vorbesc și lumea nu mă aude. Îmi este frică să vorbesc cu oamenii, frică să nu deranjez. Am tendința să copiez ce fac ceilalți, crezând că așa este bine. Simt că nu am o personalitate a mea. Sunt furioasă pe mine că nu acționez cum ar trebui sau ca și cum ceva este în regulă cu mine. Sunt disperată că nu găsesc soluții la problemele care mă confrunt. Am teama de abandon și singurătate. Îmi este frică că toți pleacă și nu rămâne nimeni, iar eu trebuie să mă descurc singură. Simt că eu nu mă pot ajuta, deși oamenii încearcă să mă ajute. Am vise în care oamenii încearcă să mă ajute și atunci când ar trebui să aflu răspunsul, visele se opresc. Am o relație bună cu mama, dar relația cu tatăl, fratele meu sau bărbații în general sunt greu de suportat. Am avut o relație care s-a încheiat în plan fizic anul trecut, dar eu nu reușesc să o închid. Bun. Poți dezactiva microfonul acum? E bine. Andreea, am să număr de la 5 la 1 în ordine descrescătoare, în timp ce tu te relaxezi. Acum am să număr de la 1 la 3. Și în timp ce număr, tu te conectezi mental, telepatic cu Ioana, care este aici cu noi pe Skype. Unu, doi,
Este între doi copaci și are un țăruș în gâtleș aici și ea se mișcă între, merge între cei doi copaci prin țărușul acela conectat la ei, la copaci, prins de copaci. Și merge înainte și înapoi, nu se poate întoarce. Identific-o, spunem dacă este vorba despre ea. Da, ea este. Cum îi vezi corpul energetic? De la gât în sus este întunecat. De la gât în jos mai iluminat. Și are în loc de păr, îi văd o cască așa cu țepi. Deci nu-i văd părul, îi văd doar o cască lipită de scalp cu țepi. Și o văd că își mișcă buzele, vrea să vorbească, dar la mine nu se aude nimic. Și a dă din cap când spun asta, în sensul, adică telepatic îmi transminte, dar așa nici alții nu aud ce spun. Ok. Spune-mi dacă această scenă are un corespunde în plan fizic. Nu. În niciuna din viețile anterioare. Nu. Bun. Comunică telepatic cu ea și întreabă cum se simte. Nedreptățită și abandonată. Și spune, plătesc pentru păcatele altora, nu ale mele. M-au prins pe mine și mă folosesc drept cobai și pentru că alții nu și-au asumat greșelile și vina și responsabilitatea. Eu am fost la mijloc, omul nepotrivit la momentul și locul nepotrivit și am rămas prins în situație și de atunci tot plătesc pentru alții. De când plătește? Vieți. Nu e ceva din viața asta. Ea știe de ce suntem astăzi aici? Mai puțin că am rămas cu acest 18, că e ceva mai mult de vieți. Sunt și 18 pe planuri, ceva. Ca o rețea de 18 spații, planuri. Și nu este vorba doar de clasicele vieți. Um,
Zice așa, da, ați venit să mă ajutați pentru că eu v-am chemat. Am mai cerut ajutorul și altor oameni și altor suflete. Sufletele vin și pleacă, încearcă și pleacă pentru că nu reușesc. Unii încearcă mai mult, alții nici nu se apucă de treabă pentru că nu au idee cum să mă scoată de aici. Și să vedem ce putem să facem împreună. Bun. Cere-i permisiunea să lucrăm cu ea și pentru ea în această situație și în această sesiune. Da, o avem. Bine. Spune-i să ne ducă la momentul când a ajuns în această situație. Încearcă să-și miște corpul eteric ca să poată să ne ducă acolo. Zice, nu pot să vă duc doar cu mintea. Știu că este posibil, dar eu nu sunt capabilă să fac asta doar cu mintea. Bun. Trebuie să, așa simt eu că trebuie să mă mișc eteric. Bun. Cu tot cu corpul. Bun. Scanează-i corpul și spune-mi ce altceva vezi la nivelul corpului energetic. Ce îți atrage atenția? Acea cască e cu... are efect asupra creierului și gândirii și proceselor neuronale și tot. E ca o antenă. Și văd toată rețeaua de miliarde de căi și de neuronale așa, între pătrunse. Active, aprinse, le văd eu. Și se răsfrânge, se împrăște în jos în corp. Efectul acestei rețele așa electromagnetic. Prin piele, prin vasele de sânge. Aici, pe unde are acel țăruș înfipt, e o sferă, dar e implantul energetic prin care intră țărușul și se rotește la 180 de grade în stânga și în dreapta. Sfera e împărțită, bila asta e împărțită în două, așa, pe orizontală și se mișcă doar partea de sus, cea de jos e fixă. Ce semnifică acest lucru? E ceva legat de timp și de energie. Nu înțeleg și nu vine mai mult. De timp ca planul ei, ca... știi, ca linia temporală. Și țărușul ăla, sau mă rog, toată legătura aia dintre cei doi copaci, tot de linia temporală ține. Ca semnificație. Um,
Vedem, copacii în sine sunt ca două entități și crengile sunt în sus și apoi se răsfrâng jos așa, se apleacă și se întind pe pământ, fiecare în părți opuse. Ea este legată de două entități în felul acesta, prin acest implant din gât și prin, în mod direct prin acesta. Bun. Și ea apare și corpul ei acum că mă uit mai de departe împreună cu aceste implante, pare tot ca un copăcel, ca un bonsai din acela și casca e cum e coroana de la un bonsai. Și vine așa în jos, vin toate firele și aici îi văd rădăcinile respirate în piept. Și în jurul inimii, o parte din rădăcini au făcut așa ca o țesătură, ca un ghem. Și acoperă și constrânge inima. Energetic. Și tot corpul energetic îl văd împărțit în două. De exemplu, rădăcinile se termină cam pe aici. Și de la brâu în jos, așa, nu îi aparține energetic restul corpului. Nu se potrivește cu partea de sus. O poate folosi, dar nu este a ei. Citește ADN în partea de sus a corpului și ADN în partea de jos a corpului. În partea de sus 80 uman. Zece umanoid, 10 reptiloid. Ok. În partea de jos. E un procent vag de 17-18% e un ca un hibrid așa sau un amestec de ADN reptiloid și umanoid, iar restul până la 100 nu vine nimic, nu știu ce e. Dacă este ADN sau... Bun. Ce să mai atrage atenția? Pentru că e în corpul eteric, partea genitală e în acea jumătate care nu îi aparține, ea nu simte legăturile natural, legăturile acestea și relațiile cu bărbații. Îi sunt afectate. N-aș zice complet controlate sau așa, dar afectate.
și funcția de reproducere, tot așa, nu are ea niciun control asupra ei. Poate fi folosită foarte ușor și asta este și scopul lor, pentru hibridare. În viața asta încă nu au încercat nimic până în acest punct. Bun. Da, nu mai atrage altceva atenția pentru un moment. Bun. Ca să poată să iasă din asta, trebuie pur și simplu să le ceară celor doi copaci, ce sunt, cum apar ei, să-și retragă imaginează că în tulpină e ca o creangă așa care o ține, trece prin gâtul ei. Înainte de asta, întreabă pe Ioana, ce energii de joasă frecvență are în corpul ei? Ce emoții de joasă frecvență? Durere sufletească. Ce cauzare? Pentru că se simte nedreptățită, pentru că ea nu ea ar trebui să fie aici. Bun. Altceva? Are frică? Disperare. Zice, ce frică să mai am? Ce poate să-mi facă mai mult? A avut și s-a... Ori s-a obișnuit cu ea atât de mult încât nu mai face diferența, știi? Nu mai diferențiază de tot ce simte. Deci e o frică pe care nu mai o recunoaște, nu mai. O vezi reprimată, Andreea? Undeva în corpul ei energetic? Da, e în inimă. Acoperită de energiile lor. Alte emoții de joasă frecvență. Știu, e cu multă confuzie. Nu, spune, nu mi mai amintesc cine sunt. Nu mi-amintesc foarte bine ce, cum eram înainte să fiu aici, în situația asta. Și teama asta de abandon, sau mă rog, e reală. Este legată de? E legată de... Deci în momentul în care ea a fost prinsă în situația asta, părinții ei din acel punct, din acea viață, au abandonat-o. În loc să o apere, au lăsat-o pur și simplu, au abandonat-o acolo să fugă, să se salveze pe ei. Deci e o traumă. Nu e ceva fals, indus sau o realitate. Bun. Și rădăcinile, știi cum le vedeam în energetic în pieptul ei? Pentru că au fost tăiate și pentru că partea de jos nu îi mai aparține sau este panihilată, ea, de fapt, nu-și simte rădăcinile nicăieri și nu-și ia, nu știu cum să zic, seva aceea de nicăieri. E cam pe uscat de când e cu interferența asta. Bun. A văzut e pe și modul supraviețuire. A văzut și da, toate implantele. Da. Bun.
Andreea, spune-mi dacă în acest moment detectezi ADN la nivelul celor două entități care au apărut ca și copaci, în stânga și în dreapta ei. Da, unul este umanoid, unul este reptiloid. Nu sunt hibrizi, sunt pur umanoid și pur reptiloid. Și nu știu de ce au luat forma asta, dar pot lua orice formă, chiar și umană. Asta simt. Spunei Ioanei în acest moment să ordone acestor entități să se prezinte în fața ei cu forma lor reală. Un dinozaur cam la 5 metri așa și un umanoid cam la 3 metri, dar umanoidul a avut o reacție când s-au transformat mental și cu energie la izbit de pământ pe reptiloid, dinozaură, da. Care este motivul, dacă îți vin informații? Nu știu, ca o răzbunare, ca o... s-a enervat. Îl găsește vinovat pe reptiloid pentru că noi am ajuns aici. Bun. Cum îl cheamă pe acest reptiloid? Nono. Nono. De când este el cu Ioana? Zice de pe vremea când dinozaurii erau la ei acasă aici, pe Terra. Bun. Zice și de când și ea era unul ca mine. Și ea era? Bun. El colaborează cu acel umanoid sau acel umanoid este șeful lui? Zice, șef e prea drăguț spus. Dar el mă folosește, mă controlez. Șef e drăguț spus. El ce vrea să spună despre acest umanoid? E în pătura de jos a umanoizilor. Ca și cultură, cum noi avem, nu știu, analfabet sau oamenii care nu au niciun pic de educație sau de principii. E așa, cam așa este acest umanoid. Și de ce se lasă folosit de el? N-are încotro. De ce? A pierdut familia lui. Da. A pierdut lupta cu împotriva acestui umanoid și a celorlalți ca el, adică alți umanoizi. A fost ca o bătălie între umanoizi și reptiloizi. Bun. Zice, nu s-a desfășurat aici pe Terra bătălia asta. Unde s-a desfășurat? Îmi spune, nu știu cum să-ți spun, două unități în afara Terei, că se referă la planuri. Două spații, așa. Pot fi dimensiuni? Nu, e mult spus, sunt ca două straturi, așa. În afara spațiu. Terei.
Bun. Care este motivul pentru care a început această bătălie? Umanoizi vreau să... să zic, să folosească, să domesticească. Vine mie dinozaurii ăștia ca să-i folosească la muncă de asta, nu știu cum să zic, brută, pentru că aveau forță fizică. L-a construit, l-a cărat. Bun, și ce s-a întâmplat în acea bătălie? Cum s-a desfășurat această bătălie? Reptiloizii aveau tehnologie? Nu, aveau doar forța fizică și ca un fel de intuiție. Simțeau când se apropie pericolul și puteau să fie cu câțiva pași în față, să fugă, să se ascundă. Văd nave deasupra pământului care trimită foc, laser, prin lasere. Și... existau deja hibrizi, umanoizi, reptiloizi, care au încercat să negocieze pentru reptiloizi cu umanoizi și nu s-a ajuns la un compromis, la o cale de mijloc. Sau a fost ca o păcăleală, nu știu, urmau să facă pace, să găsească anumite clauze, ca, nu știu, dinozaurii ăștia, reptiloizii, să rămână pe pământ și să îi lasă și pe umanoizi, dar au fost păcăliți reptiloizii. Așa, în note generale, cam asta îmi spune el. Și ție ce, în ce perioadă îți vine, Andreea, că s-a petrecut acest lucru? Nu știu, 2 milioane, cam așa. Bun. Cum s-a desfășurat, sau desfășurat existența acestui reptiloid Nono sub interferența umanoidului? Zice, la început ne-au pus la muși din astea să construim tot felul de piramide, vine mie, că el nu știa ce sunt alea. Și cum să zic, cumva îi se tăia memoria sau înțelegerea ce construia. El doar, ei doar cărau. După care, na, dispărând așa ca formă fizică, a fost folosit ca mijloc de interferență, ca fost trimiști, cum trimiți la război în prima linie, sunt ei, reptiloizi. Cam așa. Bun. Da, ce poate să-mi spună despre acel act pe care l-a făcut umanoid în momentul în care Ioana le-a ordonat să prindă formă în fața ei, adevărata lor formă? Spune că el avea cunoștință că asta este posibil, doar că nu asistase niciodată direct. Da, spune, el nu are scrupule și nu are... se răzbună pe oricine. Dar de ce crede că Nono este cel vinovat? Păi nu este un adevăr, nu este cazul.
Dar el e la îndemână, pe el are cel mai aproape. Ei, de exemplu, nu are ce să-i facă în punctul ăsta. Acum. Dar lui, da. Asupra lui poate să-și exercite această mânie. Întreabă-l pe Nono dacă el vede diferența asta. Că în acest moment, în acest punct, umanoidul nu mai are ce să-i facă Ioanei, în schimb lui, da. Înțelege diferența? Vede, dar nu înțelege de ce. Zice că și are un contract cu umanoidul, cum și el are un contract cu umanoidul, deci care e diferența? Câte contracte sunt? Păi, Ioana a devenit conștientă în acest moment și și-a schimbat intenția. În acest moment și acest umanoid și Nono sunt prizonierii ei. Ce părere are despre asta? Zice, pe și asta înseamnă, zice cu mintea mea de reptiloid, înseamnă că puterea se poate muta de la un pion la altul, pur și simplu. Puterea asta, știi, energetică și de... Puterea este a Ioanei. Ioana a cedat puterea la un moment dat. Da, păi la asta se referă, că la un moment dat puterea era umanoidului. Cum și înainte ca umanoidul să apară în urmă, era reptiloizilor. Și la asta se referă, că există perioade sau circunstanțe în care fiecare poate să ia puterea. Puterea asupra sferei energetice a Ioanei aparține Ioanei. Poate să o aibă umanoidul doar dacă Ioana i-o cedează. Întreabă-l pe Nono dacă vrea și el să-și recapete puterea asupra sferei lui energetice. Așa cum face și Ioana în acest moment. Da, vrea. Vrea să asiste la acest proces? Vrea să vadă ce face Ioana în această sesiune? Bine. Da. Acum, Andreea, întreabă-l pe acest umanoid, cum îl cheamă. Often. Often? Often. Bun. De ce și-a ales acest nume? Pentru că ce face el duce, rulează la nesfârșit aceleași tehnici, procese. Adică? Și asta îmi spune. În legătură cu numele lui. Despre ce procese e vorba? De a interfera. Asta e misiunea lui. Cu câte suflete interferează? Deci nu aveți voi... Nu avem unități de măsură. Nu puteți cuprinde cu mintea acest număr. Bine, să ne dea în unități pe care nu le putem cuprinde cu minte. E vorba de miliarde. Bun. Ce au în comun aceste suflete pe care le interferează? După ce criterii le alege? Sunt vulnerabile. Le prinde momentul în care există o vulnerabilitate în legătură cu familia, în special cu membrii familiei. Bun. Care a fost vulnerabilitatea Ioanei în momentul în care a interferat? A fost abandonată. A fost abandonată.
Și pentru că era mică ca și vârstă, nu știa să se descurce, nu înțelegea ce e în jurul ei și a trebuit pur și simplu să accepte prima casă care i s-a oferit, prima ofertă. Se referă și la fizic și la metaforic. Pentru că ea nu mai cunoștea, nu înțelegea, odată ce au plecat părinții, ce ar putea să facă și unde să se ducă. Acel bărbat care era, de fapt, el afan, interferat, s-a oferit să o adopte și să-i oferă o casă, un sprijin. Îi luase foc casa, nu mai avea nimic. Părinții fugiseră, nu cunoștea nimic, avea vreo 3 ani și jumătate. Și n-a avut ce să facă decât să accepte. Și ce i-a oferit acest umanoid de-a lungul interferenței, de-a lungul relațiilor? Ce a oferit el? A învățat-o că că nimeni nu este loial, nici chiar părinții tăi, că asta încerca să o învețe, că nu poți să ai încredere în oameni, că la cel mai, în momente de pericol, fiecare fuge și se salvează pe sine, nu-i pasă de celălalt, indiferent că este copil sau membru a familiei sau străin. Și că așa este natura umană și că ea nu are nicio putere asupra acestui fapt. Și că poate să ceară ajutor la nesfârșit când îl va primi. Interesante învățături. Bun. Și ce a primit în schimbul acestor învățături pe care le-a transmis Ioanei? Ce a luat el de la Ioana? Este loială într-un procent destul de mare. Pentru că ea a simțit, mă rog, a fost influențată sau mental și energetic, să creadă că el e cam singurul sprijin. Și că ea trebuie să facă ceva ca să merite acest sprijin. Și să facă în sensul să se lase, să se lase controlat, să facă cum spune el. Și ce oferă? Îi oferă chiar esența ei și corp fizic. Îl duce pe el, că el trăiește prin ea și fizic. Și așa ca și emoțional și mental, este în mentalul și emoționalul ei într-un procent de aproape 50%. Deci își împarte esența cu el. Bun. Și el îi influența și obliga și pe reptiloid să facă același lucru, pentru că cum am prins noi toată imaginea cu cei doi copaci și apoi și ea apărea tot implantul ca un copac și ideea că esențele lor, separate, umanoid și reptiloid, să se împletească cu esența ei. Și nu știu cum să zic, emoționalul, mentalul, fizicul, să fie așa, de la fiecare să aducă ce
ce reușește să aducă în toată structura eterică a corpului. Întreabă pe Ioana dacă a văzut toate aceste lucruri. Da. Acum spune. Da, și zice că întotdeauna, adică acum înțelege că era prinsă între ei, ea ca esență și corpul ei tot. Era prinsă, nu putea să se miște nicio parte decât prin legătura aceasta între ei doi. Vrea să ne duc acum la momentul când a venit în contact cu acest umanoid? Zice, da, cred că oricum am cam ajuns. Când spuneai tu, am recunoscut, sau cum povestea el, cred că nu știu cine mai povestea, că a fost abandonată. Bine, hai că i-a ars carsa. Să vedem mai în detaliu momentul în care s-a întâlnit cu acest umanoid și și-a dat acordul pentru interferență. Cum se numește Ioana în această viață? Giselle. Unde este? Sudul Franței. În jur de 1212, cam așa. Da, 12-12 vine. Am văzut, nu știu, ca un lichid din acela inflamabil pe o podea, într-o... E o singură încăpere, o căsuță din asta micuță cu o singură încăpere. Nu știu ce căuta lichidul acolo, că nu era întâmplător. Și mama ei scapă ceva de pe foc, de pe o plită. Și ia foc casa, se sperie, o ia pe cea mică, pe Giselle, o ia afară, scoate afară. Tatăl, bărbatul ei, începe să țipe la ea și are loc o ceartă din asta și mama ei încearcă să-l închidă acolo înăuntru pe el. La fel nu înțeleg de ce, dar că el iese prin altă parte. E ciudat ceva pentru că el nu iese prin perete, știi, iese energetic, e ca și cum se teleportează corpul fizic din casă în afară. Vezi dacă într-adevăr este cu tot cu corp fizic sau este doar corpul lui eteric. Da, corpul fizic rămâne acolo și carbonizat și iese doar cu corpul eteric. Da. Dar am impresia că iese înainte să moară, știi? Și îl văd pe umanoid, știi? Când, de partea cealaltă a zidului, când iese. Adică îi văd, așa să zic, fața sau imaginea. Ce se întâmplă în plan fizic în continuare? De energetic se duce după femeie, s-o prindă din urmă. Ea inițial și-a luat fata, a luat-o pe Giselle și-a tărat după ea să fugă mai departe de casă, care era în flăcări. E destul de pustiu în jur, e ca într-o pădure, adică nu mai nu văd alte case sau oameni în jur. Începe și pădurea să ia foc.
Și a început să fugă tot mai tare până când la un moment dat cea mică nu putea să mai țină pasul și o lasă acolo, o abandonează și ea fuge. Și bărbatul acela ia un corp, așa că ia o formă. Diferită de a tatălui, bineînțeles, care rămăsese acolo corpul fizic în casa aia. Și ea când îl vede se sperie inițial, dar se uită și la foc, că e aproape să, nu știu, se apropie de ea și ea nu mai are putere să fugă. Și spune el, vino cu mine, mama ta a fugit, tatăl tău nu mai e, vrei să mori sau vrei să trăiești? Îi zice așa foarte simplu, pentru că ea fiind micuță, nu. Cine e o formă? Andreea, acel umanoid? Da, Ah, bun. adică cel care a ieșit din corpul tatălui. Ah, bun. Acest umanoid îl interfera pe tatăl ei. Pe tatăl ei, da, și când Am înțeles acum. Bun. Bine. Și ce se întâmplă? și fetița acceptă să fie luată, să fie salvată de Bun. bărbatul ăsta. Întreabă pe Ioana dacă și-ar amintit scena. Da, și am amintit. Ce se întâmplă în continuare în plan fizic cu mama ei din acea viață? Ajunge la râu, găsește un fel de bărcuț așa și reușește să treacă pe partea cealaltă. Și apoi pur și simplu fuge, nu se mai întoarce. Și cum se desfășoară viața Gizelei? O văd în casa acestui bărbat la câțiva ani după. Ei trăiesc singuri și bărbatul abuzează de ea și sexual când crește. Mă rog, nu știu, ei trăiesc destul de izolați și ea nu înțelege că acela este un abuz. Crede că așa e natural. Încă nu face diferență, nu are cunoștințe. Și o folosește așa pentru să, pe lângă sexual, pur și simplu pentru treburile casnice. Până când la un moment dat, ea într-o noapte spune, am visat ceva. Aveam vise stranii mai tot timpul, dar acel vis a fost l-a întrecut pe toate. Am visat-o pe mama mea, așa cum cred că mi-o aminteam de la vârsta în care m-a abandonat, care venea și mă implora să plec de lângă acest bărbat. Și îmi spunea că îi pare rău că n-a avut forță să mă apere, să mă. Da. Bun. Că își recunoaște vina și că să fug, să plec. Că și eu o întrebam în vis unde să plec. Nu înțelegi că nu cunosc nimic altceva decât această colibă și această pădure, unde să mă duc? Eu nu știu ce e dincolo, dacă mor. Și mama ei îi spunea, crede-mă, oriunde e mai bine decât aici cu el. Acest bărbat era la fel un bărbat interferat de acest umanoid. Da. Eu cred că mai e ceva, mai e un moment important în viața asta ca Giselle.
în care, după acest vis, ea începe să-și pună întrebări dacă ce-o fi dincolo de această pădure și dacă poate totuși să, nu știu, să scape de el, să vadă, ce vrea să fugă. Și o ia pur și simplu, instinctiv, pe o anumită cărare. Și când ajunge la un râu, se gândește dacă să se întoarcă sau pur și simplu să se avânte în apa aia, deși ea nu știa să înnoate. Doar că nici nu mai încearcă pentru că deja bărbatul a găsit-o. Și ea îi spune, nu mă întorc cu tine, prefer să mor. El nu o crede și îi spune, hai, du-te în apă să te văd. Și ea se bagă în apă și o ia curentul. Și moare. Ce vârstă avea? 17 și jumătate. Și când moare și iese din corpul fizic, în eter umană-i două întâmpină și spune să te văd ce o să faci de acum. Aici unde te duci? Crezi că aici ai scăpare în mediul ăsta? Tu cu mine ești nevoită să te întorci. Bine, Andreea, întreabă pe Giselle cum se desfășoară viețile ei cu acest umanoid. La fel, cum zice ea. Adică? Adică folosită din toate punctele de vedere și înstrăinată și îi se induce teama de oameni și îi scade încrederea în sine. Nu își amintește, nu își recunoaște forța interioară. Nu își recunoaște că ea este un individ în sine cu minte proprie, cu emoții proprii și că nu multă confuzie. Și mereu teama aceasta că ea fără alții nu ar putea să existe. Ea trebuie să depindă de alții. Bun. Să ne întoarcem în prezent. Și întreabă dacă părinții ei din acea viață sunt prezenți în viața actuală a Ioanei. Da, aceeași. Aș vrea să știu dacă acel bărbat care o adoptase, între ghilimele, inițial, este prezent în viața ei. Frate, ceva, nu știu. Ceva, deci nu e tatăl, e următorul grad de rudenie din familie pentru ea. Întreabă acum pe Ioana care este primul moment care a venit în contact cu acel reptiloid nonu. Ea zice, nu mi-am text exact, e între vieți. Eram deja cu umanoidul și pentru că umanoidul se plictisise să repete aceleași povești cu mine, și-a adus un ajutor să-i facă treaba asta cu să mă păcălească, să mă influențeze între vieți. În ce sens o influența între vieți? Îmi dau un exemplu.
să-i scadă frecvențele, să-i s-o tragă în niște vortexuri departe de cunoscut, să zicem, de suflete cunoscute care ar fi putut să o ajute, să îi arate, să o sfătuiască. Că poate să se ducă și pe alte căi și nu pe cele cunoscute sau cele impuse de umanoid. Întreabă acum pe Ioana dacă dorește să invite în sesiune pe părinții și pe fratele ei și să le... Da, da, vrea. Bun, să invite, să identifice. A venit întâi tatăl care îl ține de gât pe fratele ei în spate. Îl trage după el. Adică printr-o sfoară în jurul gâtului fratelui și îl trage după el așa. Iar mama a venit și s-a așezat lângă Ioana. Spune Ioanei dacă dorește să le transmită informațiile pe care le afla până acum, să le arate cele două entități. Da, fratele s-a apropiat de tată și a desfăcut stai puțin că nu înțeleg de ce i-a desfăcut, avea, tatăl avea un șnur, o sfoară în jurul gâtului pe care fratele a venit din spate și a desfăcut așa și a scos-o de pe cap. Eu așa am crezut inițial că tatăl îl trage pe fiu. Bun. Da, le transmite. Le-a transmis informațiile, le-a arătat acea scenă în care ea a fost interferată. Da, la nivel de suflet am toți patru cunosc. Ok. Recunosc scena și își văd rolul. Întreabă pe Ioana dacă vrea să facă și o curățare a corpului energetic în acest moment. Da, da, faci. Și-aș vrea să știu ce decide să facă cu energiile de joasă frecvență. Vrea să le elimine sau vrea să le transforme? Nu, le scoate din... În special scoate ghemul și implantul ăla din gât. Pentru că nu o lăsau să spună, știi, ce o doare, ce gândește și n-a putut să se exprime. Și scoate neîncredere, neputință. Și scoate și o, ca o pătură energetică care s-a somatizat așa în creierul ei. De exemplu, energiile astea pe care le văd ca o pătură, în viața asta, după vreo 40 de ani încolo, ar fi putut să-i dau o tumoră pe creier, ceva. Așa s-ar fi... materializat, somatizat. Și ajunge la inimă și taie rădăcinile care nu sunt ale ei, sunt ale reptilianului și umanoidului. Ea anulează deja contracte în acest moment și odată cu această curățare. Bine, face cu totul cum dorește ea. Spunem ce face. Le scoate energetic și le
le transformă prin, adică prin intenția de a rupe legătura, se și transformă odată ce le scoate. Nici măcar nu trebuie să-i le dea lor înapoi, că e ca o energie, o putere și o conștientizare reprimate, suprimate de atâtea vieți, care acum și le recăpătându-le, na, nu știu, capătă așa o energie și un suflu să facă toate acestea. E ca și cum zice, da, e ca și cum mai bate din palme sau din degete și totul se revine cum a fost. Zice, o văd, știi cum se transformă energetic, cum se luminează, nu mai este împărțită în jumătate, își recapătă întreaga, întregul corp și formă eterică și rădăcinile și nici măcar nu este mirată. Atât de, nu știu cum să zic, categorică și mare este revenirea la ce era ea înainte, cum era înainte. Se uită și comunică cu mama și îi transmite încrederea și că și ea poate să facă același lucru. Și chiar, cum să zic, insistă, chiar stă. Nu vrea să se concentreze deocamdată pe tată sau pe frate. Nu-i pasă de entitățile astea două, ci așteaptă să uite la mama, să vadă ce face. Și mama se duce spre umanoid și o văd cu mâinile energetice, cum își scoate inima. I-o dă umanoidului și cu cealaltă așteaptă umanoidul să-i dea inima adevărată. Și spune, aștept să-mi dea, să-mi înapoieze de puterea mea și inima mea. De ce așteaptă să-și o ia? Adică le o cere. Ok. Ce se întâmplă? Pentru că el refuză, Ioana se apropie de el și el înțelege mesajul. Mesajul ar fi, ea e încă vulnerabilă, dar eu nu mai sunt. Și așa că dacă ea n-a putut să mă ajute, atunci înseamnă că eu nu pot să o ajut acum. Și îi dă inima, umanoidul, adevărată, pe care și-o pune în corpul eteric și se integrează, se vindecă. Bun. Bine. Să ne concentrăm pe Ioana. Cum arată corpul ei energetic în acest moment? O văd întreagă. Nu mai sunt implantă. Mai sunt? Cum este ADN-ul ei? Mai are un 10% umanoid de care ea știe, are legătură cu Afan, dar are legătură și cu mama. Și ne spune, nu întâmplător am așteptat și am insistat să facă mama
procesul ăsta pentru ca așa să își aducă aminte că are propria ei forță interioară și se poate apăra și pe sine și copiii ei. Atâta cât este cazul, ca și mamă. Și este o ultimă clauză semnată cu nu știu, nu-mi dau seama de cine este semnată clauza, de ea, de Ioana sau de mama cu umanoidul. Le include pe ambele, pe amândouă, dar nu știu cine a semnat, clar. Întreabă pe Ioana. Mama a acceptat inițial și Ioana a fost și ea de acord. A preluat. A preluat. Bun. Ce decid împreună să facă cu această clauză? O, o anulează. Împreună? Păi mama trebuie să o anuleze și atunci se anulează și de la fiică. Da. S-a anulat. Nu mai văd legătură nici între mama și umanoid, nici între Ioana și umanoid. Ce face nonu? Se amuză puțin de când vede că îi se iau jucăriile și se taie contractele umanoidului. El ce decide să facă? Vrea și el să facă un proces asemănător cu Ioana? Da. Am văzut ce simplu e. Este doar o intenție, o decizie. Da, doar se gândea cel mai oprea așa, sau să zic o formă de neîncredere sau nelămurire, unde să duce el după asta, știi? Ce să facă el după ce se desparte energetic de Hafen. Da, zice, na, în universul ăsta mare, din câte știu eu, toată lumea și are locul și își găsește locul. Dacă pot, puteți voi, singur pot și eu. Și are așa un ghem pe care îl desfășoară din jurul lui. Și e legat de umanoid și taie legătura. Bine. Și acum e doar așa, ca un fier de energie, nu mai văd sub formă de reptiloid. Bine, să-și deschidă un portal, să iasă din această scenă. Și desfășoară firul ăsta și din jurul altor suflete interferate. Da, cum era firul care îi trecea prin, mă rog, de-l văzuse în cațăruș, ca un fir așa prin gâtul Ioanei, așa îl desfășoară și îl trage și îl ia din jurul celorlalte suflete interferate, că sunt pe Terra sau nu. Și acum închide portalul. Întreabă pe Ioana dacă dorește să transmită informațiile sale miliardelor de suflete interferate de către acest umanoid. Am văzut ce au în comun aceste suflete. Mă uitam ce făcea. Era ca un fir de nisip pe care îl trimite, adică intenția ei,
ca într-un fir de nisip, o bobiță, pe care o trimite în sus spre cer și se divide în miliarde de alte fărâme, pe care le văd ca stele, de exemplu. Și se umple cerul, așa cum vedem noaptea, de stele. Semn că a ajuns mesajul la sufletele respective. E informația. Bine. După care se estompează în funcție de fiecare ce face, dar nu... Bun. Tatăl și fratele ei decid să facă ceva cu aceste informații? Fratele se plimbă în jurul lor într-un cerc. Și există tot așa un fir pe care îl desfășoară așa. Și îl face ghem. Pentru că este ceva comun al lor. Ce înțeleg eu că e desfășoară și din punctul lui de vedere deciziile. Contribuția lui prin interferențele comune și la deciziile lor, ale fiecărui în parte, mamă, tată, soră, Ioana, știi? Și dă foc, adică transformă acest ghem de energie. Și energetic frumos asta se limpezește, așa, știi, cum să zic, se strânge într-un nor care, prin procesul lui ce face, se devine mai alb, mai curat. Bine. Și tatăl Ioanei? Tatăl Ioanei se simte responsabil pentru toți. Toți trei. Așa a înțeles el toată povestea, că el este responsabil. Așa o simte el. Și se eliberează de vină. Bun. Da, de partea lui din poveste. Scoate energii foarte dense și de joasă frecvență. Și este ajutat în procesul lui energetic de cei trei, îi deschid ei un portal cu acordul lui, în care el trimite acest fum, acest nor mare și spune universul va avea grijă de el, de acele energii. Și cer iertare fiecăruia în parte. Și cu noile condiții îi văd, știi, punându-și mâna așa, una peste alta, să se elibereze reciproc de orice rol pe toate liniile temporale. O eliberare din asta. Adică să se, la nivel de suflet, să anuleze relațiile, dar să știe că nu mai au ceva, nu-și mai datorează ceva unui altuia
în alte vieți. Bun. Îmi spui când s-a încheiat? Da, s-a încheiat. Bine. Ioana se simte ușurată. Cum e ADN-ul ei acum? E 100% uman. Mai are niște energii ce îi aparțin strict ei. Așa, în jurul câmpului ei. Nu sunt în câmp, ci în jur. Ce este cu ele, Andra? Amprente energetice. Vrea să le curățe și pe acelea? Da. Despre ce este vorba? Nu, au rămas așa fărâme, frânturi, urme de la și de la cei doi, dar și e mai mult emoțional din amintirii. Da, e doar energetic ce, prin ce a trecut ea. Bine. Vrea să-și acum la revedere de la ceilalți membri ai familiei? Da. Bine. Și așa, pe rând, acordă fiecăruia, să zic, câteva secunde în planul nostru, de mulțumire, de mulțumire, de recunoștință. Întâi de la mama, apoi de la tată și cu fratele văd că stă mai mult. Pentru că are o dorință de a-l... ca ei doi să se apropie mai mult și în viața asta și în... nu știu, să comunice mai clar, mai deschis, mai liber. Nu ia să-l învețe ceva anume sau așa, dar simte ea, nu știu, dorința asta. Bine. Și a plecat și el. A plecat tot, s-au închis toate. S-au închis, da, s-au închis. Bun. La cât vibrează Ioana acum? Șapte. 780, cam așa. La începutul sesiunii? Șaptezeci și ceva. Cu ce corespunde această valoare de 780 în corpul ei emoțional? Calm pentru moment. Și din calmul ăsta își recapătă, își reamintește cine este. Așa, o regăsire treptată de sine, o reamintire. De exemplu, procesul pe care l-a făcut ea a solicitat multă energie, mult efort energetic. Și acum este ca o odihnă, ca un calm după furtună, știi, după tot ce a făcut. Simte nevoia să-și crească vibrațiile da. La valoarea ideală pentru acest moment? Da, valoarea ideală pentru acest moment ar fi undeva la 2000, din câte simte și văd și eu. Bine. Și asta ar coincide ajungând la acest procent, la această valoare. E atunci când ieși dintr-un spațiu în care ai stat prea mult și ieși, nu știu, la lumină, la un alt aer, altă atmosferă, alt spațiu. Atunci când deschizi ochii și începi să-ți dai seama ce e în jurul tău.
Ea a avut o relație care s-a încheiat în plan fizic, dar spune că nu reușește să o închidă în mintea ei. Vrea să invite această persoană în sesiune? Da, vrea. A zis că era dependență și că înțelege că este benefic să... De fapt, eu văzusem asta și acum probabil am transmis. Fiind conectate, că nu este benefic să rămână în acea dependență. Are alte... În planul ei de viață sunt alte relații. Aceasta nu e, o ține în loc, nu. Bine, să invit această persoană, să o identifice. Face un efort să fie în prezența acestei persoane aici, în mediul hipnotic. De ce? Este greu să se uite la ea. Ce informații îți vin, Andrei? Nu știu ce interferențe și ce energie are acea persoană, dar într-adevăr e greu de stat în câmpul. Treabă pe Ioana dacă mai au vieți în comun cu această persoană. Da. Da, și s-a manifestat destul de violent din toate punctele de vedere față de ea. Și eu nu... Ea nu pas... Să zice, aș vrea să-l iert pentru tot ce a fost. Dar deocamdată nu am puterea asta, pentru că eu așa înțeleg, atunci când ierți înseamnă să-ți amintești prin tot ce s-a întâmplat, prin ce ai trecut sau să presimți, ca să poți să ierți cu adevărat. Și eu în punctul ăsta nu am încă energia să fac asta. De-aia se și ferește, își ferește ochii, își ferește mintea, nu vrea să-și amintească. Și zice, înțeleg că este un blocaj pentru mine. Dar poate să privească în viitor cum este să rămână cu... legătura aceasta și... cu această... Da, știe că nu se simte că nu o să-i fie bine, să fie mereu un blocaj acolo, ceva ce să tragă în urmă. Își mai crește vibrațiile, încearcă în felul ăsta. Și spune, da, că a rănit-o foarte mult și... Vrea să ducă cu ea? Aceste... Nu, și că spune, eu nu văd altă soluție decât să-l iert. Și așa o să mă vindec. Și eu simt eul ei superior care s-a apropiat, să zic, energetic de noi acum. Și îi transmite încredere. Ea a început să plângă, dar nu e un plâns din asta de durere. E de fapt un plâns de fericire, într-un fel. De eliberare. De eliberare, că nu e singură, că indiferent de câte suflete sunt pe lângă tine, în fizic, ca prieteni, familie și cum te ajută ei, cel mai important ajutor vine din inima ta și de la eul tău superior. Și că nu există singurătate. Și
și pentru că și asta a putut să fac acum. Adică la asta ajunge acum că a venit și își simte legătura cu eu superior și cu sinele interior, adică cu ea. Îi se deschide inima așa. Și față de acest prieten iubit ce a fost, spune, zice așa, mă iert și te iert, mă eliberez și te eliberez. Îți doresc din tot sufletul ca și tu să poți să fii liber, să fii tu, să te regăsești. Și spune, acum te rog, deschide-ți tu portalul și pleacă. Așa trebuie să fie. El dă din cap scurt, îl convințează și pleacă. Bine. Ea se întoarce așa spre lumina aceasta, energia aceasta reprezentată de o superior și, nu știu cum să zic, lasă să o pătrundă, să o simtă. Se abandonează propriei ei esențe și conștiințe. Și integrează noțiunea că nu este singură, indiferent de iluzia sau de planul terestru. Nu există la planul, în plan universal și ca suflet nu există singurătate. Și cu această reamintire, întorcându-se spre personajul ei, adică spre ea ca Ioana, în carne și oase, își îmbrățișează acest aspect, se îmbrățișează pe sine și își acceptă, amintește, recunoaște cu bucurie, cu responsabilitate planul de viață actual. Și este liniștită și e o bucurie interioară. Deocamdată este interioară pentru că are nevoie să se bucure ea cu ea, înainte să și manifeste în fizica asta spre ceilalți. E acel, nu știu cum să zic, sunt acele clipe sau acele momente de reîntregire și de a fi tu cu tine. Ca să poți să îi simți, să poți să fii și cu ceilalți și să îi simți și pe ceilalți. Bine, mă las să vorbesc cu partea ei subliminală. Da. Bine, conectează-te. Bună. Bună. Cum te simți? Bine. Dar nu știu cu cine, dacă vorbești neapărat cu partea subliminală, adică nu pot să fac diferența aici și între eu superior și partea subliminală. E ca și cum e una și aceeași. Bine. Cum ți s-a părut acest proces pe care l-ai făcut astăzi? Nu aveam mari speranțe, pentru că v-am spus că nu reușisem înainte sau alții nu reușiseră, dar ușor, ușor am reușit împreună să ajungem aici.
Ce a fost diferit acum? Nu știu, parcă alt... Parcă am lucrat în alt spațiu, în alte energii. Nu știu cum ați făcut, dar... Și știu că nu ați făcut voi neapărat ceva, n-ați avut voi o putere asupra entităților, dar pur și simplu spațiul ăsta în care am lucrat a fost diferit de altele. M-am putut să mă mișc, să văd, să fac niște pași. Nu mi explic exact ce, cum a fost. Așa de diferit, dar s-a simțit diferit. Bine. Mai ai și alte interferențe în chestiune? Din câte văd eu, nu. Sunt alte conștientizări pe care ești pregătită să le faci pe parcursul acestei sesiuni? Nu, pentru că mă simt simt că am făcut mult și că am nevoie să mă odihnesc. Bine. Tu ți-amintești câte vieți ai avut pe Terra? Cam, cred, 111. Da. 111. Ai avut alte interferențe înainte acestui umanoid? Da. Și cum te-ai eliberat de ele? Au fost două suflete care au venit și m-au ajutat. Scuză-mă că nu pot să explic, dar nu înțeleg aici, în spațiul ăsta, timpul. Pentru că am impresia ca un deja vu, ca și cum vorbesc de voi două. Ok. Dar a fost ceva diferit. Diferit de astea două. De umanoi și de reptiloid. Nu știu dacă ați fost tot voi. Și e o legătură foarte mare cu voi. Așa o simt energetic. Și nu pot să mă mișc aici, așa, în timp și spațiu, să explic, să le așez într-un fel, să zic care a fost prima și care a urmat. Tu cum vezi timpul? În acel punct, în acel câmp? Păi nu pot să văd o linie, știi, nu știu cum să zic, ca... Așa cum îl vezi, spune-mi. Plan, așa, știi, ca un... ca niște cercuri, de fapt ca o spirală așa, la care duce la infinit. Dar nu pot să-i văd nici mijlocul, nici marginile. Dar nu prea există timp. Exact. Da. Acum, deci de asta zic că... Nu simt că am acum ceva altă interferență. Bun. Poți să-mi spui ce a perceput Andreea la începutul sesiunii, când a întrebat de cât timp ești în această situație? Și-am înțeles 18, iar Andreea a spus că e altceva mai mult decât vieți, că pot fi planuri sau spații. Care era informația pe care... cu care Andreea a venit în contact. Mm.
pe aceeași spirală în care încercam să descriem noi timpul, văd porțiuni și care porțiuni așa, care adunate, dar nu sunt legate una de alta. Și sunt așa mai depărtate, știi, pe spirala asta, pe, cum să zic, rețeaua asta, unele de altele sunt haotic, nu există o anumită. Deci nu sunt doar vieți, cât și ține și de alte forme de viață, nu doar ca om. Cred că despre asta este vorba. Au legătură cu, să zic, aceeași interferență, dar în planuri diferite, adică în forme diferite de viață. Nu doar ca viețile astea de pe Terra. Dă-mi exemple. Adică am fost fica lui ca umanoid. Am fost umanoid și fica lui. Într-un plan. Văd și așa ca o energie luminoasă, dar nu doar lumină, adică și cu diferite culori luam. În funcție de planurile prin care mă plimbam sau dacă eram pe Terra, în funcție de oamenii printre care mă plimbam, prin care treceam. Schimbam culoarea. Și le dădeam și luam de la ei tot felul de gânduri și de emoții. Interacționai sau interferai? Cu unii doar interacționam, cu alții și interferam. Dar erau, dacă e să măsurăm în timp, erau perioade scurte. Nu rămâneam permanent într-o viață. Dar ieșeam eu când vreau. Nu trebuia să-și dea un acord. Aveam capacitatea asta să rămân în câmpul lor. În felul ăsta interferam. Da, fără să-și dea acordul. Există un liber activ. Și de aceea și plăceam. Nu are legătură cu energiile, nu au legătură cu liberul arbitru. Adică. Că nu le făceam ceva, nu le schimbam eu niciun plan de viață sau nu îi deviam de la cursul lor. Dar? Eu doar stăteam acolo și le dădeam anumite gânduri. Gândurile vin și pleacă, deci nu erau. Veneam și plecam. Deci nu semnam vreun contract. Nu. De anumite gânduri pe care ei și le integrau? Nu știu, acțiunile, comportamentul în funcție de ele? Nu, dar puteau să fie. Puteam să le aduc gânduri de la altcineva și. Dar de ce făceai asta? Nu știu. Așa făceam atunci, spun ce făceam. Okay. Nu pot să. Nu-mi explic de ce. Bine. Dă-mi alte exemple. A fost și o porțiune din aceea, știi, din alea 18. A fost când eram așa, ca n-aveam corp, dar stăteam în corpul cuiva. Mă lipeam energetic de corpul cuiva. Pe Terra? Da, de un corp uman. Ok. Adică fusesem și eu om și n-am putut să mă mai încarnez. Bun. Și stăteam ori pe corpul mamei, ori pe
al unui iubit sau ceva de genul ăsta. La cine reușeam. Și știu că se poate asta, adică nu fac, nu e ceva, e ceva întâlnit, se tot practică asta. Aici se cere acordul? Nu există, da, un fel de acord. Dar nu e din asta așa, uite, cu avantaje de exemplu, să știe ce e. Nu știu cum să explic. Nu e tot neapărat acord. Am forțat așa. Nu știu, influențat. Bine. Alt exemplu? Alt exemplu din cele 18. Nu știu, nu mai vine. Destul de mult ca energie din aceea sau ca umanoid am fost. Din astea 18. Bun. Toate aceste 18 tipuri de existențe au fost sub interferența acelui umanoid. Asta... Da, da. Înțeleg. Într-o măsură mai mică sau mai mare, dar da, au avut legătură cu el. Era mai mult decât vieți. Da, da. Decât da. Viețile tale ca om pe Terra. Bun. Toate aceste interferențe au fost anulate. Pe toată linia ta temporală, în orice formă de existență. Cred că da, pentru că vreau să mă uit, de exemplu, la o altă bucată, nu știu. Adică nu la viața asta, de exemplu, ca Ioana, ci o alta din cele 18. Dacă de acolo se făcea o schimbare, dacă putea să mă influențeze și pe mine ca Ioana. Și din câte văd eu, da, se putea din orice... Din oricare din cele 18. Adică sunt destul de mari șansele. Nu pot să zic că e obligatoriu, dar cam așa văd eu. Așa îmi vine mie. Bun. Care a fost prima ta viață pe Terra? Păi, mă văd mai mult umanoid decât om în aia prima viață. Și e cam în aceeași perioadă în care era războiul acela între reptilieni și umanoizi. Că eram cumva aveam și ADN uman și umanoid. Uman-umanoid. De ce Nono a spus că era cu tine dintr-o perioadă în care tu erai reptiloid? Nono spune ce-și amintește el. Tu ce-ți amintești? Ți-am spus că pentru că mi este greu să văd, să așez pe o linie a timpului. Văd că e adevărat și ce spune el, dar și că eu ca prim contact cu Terra a fost ca o parte umană, e de o parte umană. Și atunci nu știu cum să adun cele două informații să ți le explic. Bine. Atunci explică-mi cum s-a desfășurat această luptă din punctul tău de vedere ca hibrid umanoid.
Eu, ca acest hibrid, aveam capacitatea de a vedea în viitor și l-am conectat la oameni pe care nu-i văd prezenți în scena asta, adică în timpurile astea în care are loc bătălia, dar aveam cu, într-un fel, mă simțeam conectată cu oamenii și cu umanitatea, cu specia asta și dorința mea era să așez lucrurile în așa fel încât oamenii să aibă o șansă la momentul lor de a trăi pe această planetă. Deci eu acționam în așa fel încât să așez planurile și ițele, să zic, încât să se ajungă în punctul în care oamenii să poată să zic, să îndepărteze și pe reptilieni și pe umanoizi. Dar spune-mi, sunt mai multe tipuri de umanoizi. Te vezi având același tip de ani de umanoid precum... Afan, nu. Afan, nu. Ok. Bun. Nu, să zic că eram în alte tabere. Eu nu eram nici împotriva reptilienilor. Nici nu știu dacă eram împotriva cuiva. Știu exact ce făceam. Știu doar... Asta îmi vine cel mai aproape de amintire și înțelegere că eu trebuia și vroiam să așez cumva lucrurile cât oamenii să aibă șansă. De unde ai venit în această... De undeva dintr-un plan foarte depărtat de pământ, dar pe un canal drept și conectat cu pământul direct. Rețeaua de canale infinită, să zic, de la pământ și spre pământ cu restul universului. Eu am venit pe un canal din această rețea. Bun. Ați venit de pe o planetă, de unde anume? Ați venit cu nave? Am venit și cu nave, dar nu vorbim despre aceleași nave pe care le descria Nono. Sau Waffen. Bun, acolo era o bătălie între reptiloizi și acel tip de umanoizi. Da, da, da. Și noi, să zic, eram... Era mai mult pentru Terra ca planetă, nu... Și pentru ce știam noi că va urma în... Să spun așa, în planul de viață al Terei urmau oamenii și atunci trebuiau ajutată planeta și așezate lucrurile în așa fel încât oamenii să aibă șansa lor de a... Urma oamenii. Poți să ne dai un timp terestru? Cu câți ani în urmă s-a petrecut acest lucru? În ani terestri. Acest lucru care anume? Venirea ta aici. Ah. Pe Terra. Cam 3 milioane și jumătate. Bun. Specia voastră are un nume? Specia de umanoizi care au venit atunci? Vine arturieni, dar nu știu că sunt aceiași care sunt în prezent sau care sunt cunoscuți. Bun. Este altceva ce
îți atrage atenția de-a lungul vieților pe care le-ai avut pe Terra și ai vrea să-i spui părții tale conștiente? Văd că există, că e greu de digerat, e greu de dus aceste noțiuni de a avea mai mult, de a trăi mai multe experiențe în mai multe forme și e greu să rămâi conectat la o anumită existență când știi la nivel de suflet și de conștiință prin câte ai trecut sau ce e dincolo de planul în care ești în prezent. Și eu consider că este mai benefic să fii acolo în prezent decât să te conectezi la atât de multe experiențe externe celei prezente, știi? Pentru că asta poate crea o mare confuzie dacă te conectezi atât de mult și de în mintea ta și până la urmă mintea e destul de importantă în planul terestru. Bine. Te poți conecta la eu-ul tău superior, dar nu trebuie să treci neapărat prin toate. Nu-ți servește foarte mult să-ți amintești toate lucrurile, pentru că te pierzi în detalii, te pierzi în atâtea planuri. Bun. Că de asta așa cum simt nevoia, uite, să mă precentrez, să nu mă mai gândesc la toate astea, știi, ce ți-am povestit ție? Sau ce mai ar putea să fie? Bine. Cum se va desfășura viața ca Ioana cu noile condiții obținute în această sesiune? Da, ca Ioana... E o reînvățare, o reînvățare acum să fiu eu cu mine, cum să mă desfășor eu, cum să împărtășesc eu din esența mea celorlalți, fără a mă pierde, fără a simți că mă împart sau că dau ceva din mine, că mi se ia ceva. Și... așa mă simt într-un fel ca un copil care crește și care vede și partea frumoasă a lucrurilor și că lumea asta și planul ăsta nu este despre suferință sau despre abandon sau despre și că atunci când nu înțelegi ceva, schimbi, te centrezi în tine și ai încredere și răbdare că răspunsurile vor veni și că ajutorul care vine din partea altora vine pentru că tu te ai încredere și că te ajuți. Bun. Partea ta conștientă spunea, simt că nu mă pot ajuta deși oamenii încearcă să mă ajute. Nimeni nu te poate ajuta dacă tu nu te ajuți. Despre asta este vorba. Bun. De asta acum că sunt mai centrat în mine, îmi pot reaminti care sunt resursele mele interioare. Vor mai fi migrene, tulburări de memorie? Nu, nu. În plan fizic. Bun, blocaj în exprimare. Nu, dar asta prin practică, după ce ai stat o perioadă fără să simți că
Ce spui tu este auzit și ascultat. Cu cât îți practici mai mult discursul care vine în interior, cu atât vei primi și feedback și ți se va demonstra că ești ascultată, ești auzită. Mi-ai reușit să te faci auzită. Îți va mai fi frică să vorbești cu oamenii? Nu. Nu, dar e ca mersul pe bicicletă. Primele încercări nu ți iese. Cu cât încerci mai mult și primești feedback pozitiv, cu atâta capeți încredere și devine ceva natural și obișnuit. Da, minunile se întâmplă din interior, nu face nimeni o minune pentru tine. Nu vin nici din cer, nici de la nimeni. Vin de la tine, tu le produci. Tu de la ce se întâmplă. Bine. Ai un mesaj pentru partea ta conștientă? Să încerce de toate. Exact ca un copil care oare nu este frică să cadă. Încă nu se întâmplă nimic rău dacă cade. Și se ridică, are forță să se amuze mai mult. Știi? Copiii, dacă nu îi atunci când cad, nu îi bagi în seamă și sau glumești cu ei, ei uită imediat, așa și ea, orice mic eșec sau orice nereușită, să se amuze, să spună nu-i nimic și să încerce din nou sau altceva. În orice înseamnă relații sau meserie sau lucruri noi sau să iasă în lume. Că lumea nu este periculoasă decât dacă tu o vezi așa. Și apropo de ce vede ea că ceilalți fac mai bine sau știu mai bine, sunt doar iluzii. Au și ei temerile lor, confuzia lor neîncrederea lor, deci nimeni nu are ceva în plus sau în minus față de ea. Toată lumea vine cu aceleași resurse. Pentru că unii și le folosesc și le amintesc mai bine, alții mai puțin, fiecare cu ritmul ei. Și să aibă grijă și să aibă încredere în ritmul ei. Și să nu se mai simtă singură, pentru că să-și amintească că e o disperare mereu cu ea, că ea nu este și aspectele ei sunt cu ea. Pentru că dincolo de planul terestru există un plan universal în care nu există singurătate. Și tot ce în viața asta, ce îi se întâmplă, este o experiență care poate fi frumoasă dacă ea permite asta și ea o construiește în acest fel. Bine. Mulțumim pentru acest proces și pentru informații. Eu vă mulțumesc. Andreea, deconectează-te. Da. Cum o vezi pe Ioana acum? Uh,
Ca într-o casă nouă, care e și mare spațioasă, cu multe camere pe care le deschizi una câte una ca să o descoperi. Unele camere sunt deja mobilate, altele așteaptă să fie mobilate. Adică deja are casa ei interioară și așa, la care a lucrat fără să-și dea seama și nu era conștientă și de acum încolo va fi mai conștientă în ce va face. Și acum, în momentul ăsta, îți deschide ușile casei ca să vadă ce ești acolo, ce ești dincolo, unde se redescoperă. Mm-hmm. Dorește să mai verifice ceva în această sesiune? Nu, tot așa, energetic, metaforic, se duce să-și găsească camera preferată și ajunge în inimă. Și se instalează așa confortabil, se reacomodează cu ea, cu inima ei, cu emoțiile ei. Nu mai dorește să verifice ceva. Bine, e pregătită să încheiem această sesiune? Da, ne mulțumește așa, din inimă, de unde este acum. Bine, și noi ei. Îl luăm la revedere să-și deschidă un portal și să iasă din această scenă. E foarte emoționată. Și știi, avea tendința aia să nu ne lase să plecăm ca să se simțea bine, să se siguranță și aia nu, tot e așa amintit că e în siguranță și e bine în căsuța ei, în ea. Și mă închide ea portalul. Gata. Bine. Să-ți deschizi și tu un portal, Andreea? Da. Deconectează-te acum de tot și de toate. Eliberează-te de orice rezidu energetic din această sesiune. Număr de la 1 la 3. Și tu te întorci în timpul prezent. 1. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor. Îți simți corpul liber și ușor. Te simți bine și senzația este minunată. Și simți o senzație de liniște și de pace care curge prin tot corpul tău. Doi. Îți ridici frecvențele la valoarea ta ideală și simți cum corpul tău se încarcă de forță și de energie și te simți bine. Liberă, energică și puternică. 3. Deschide ochii. Poți activa microfonul, Ioana? Cum te simți, Ioana? Bine. Bine. Bine, da. A fost interesant. Au fost anumite chestii în care m-am regăsit. Ceea ce a fost, da, mai am de digerat. A fost multă informație, da? Ai simțit ceva pe parcursul sesiunii? Încercam să fiu foarte concentrată la ceea ce auzeam. Deci, fizic nu a fost foarte mult. Bun. O să revezi înregistrarea sesiunii și asta te va ajuta în procesul de metabolizare, de integrare a informațiilor. Am să-ți trimit imediat înregistrarea. Știi că trebuie să-ți lași o perioadă pentru a integra aceste informații și în plan fizic, în conștient. E variabilă de la persoană la persoană.
dar vreau să ne ții la curent, dacă dorești și tu, cu schimbările care intervin în viața ta. Spune-mi dacă dorești să publici sesiunea. Da, da. Cu fața? Cu fața acoperită. Cu fața acoperită. Bine. Da. Mulțumim pentru procesul pe care l-ai făcut. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Pentru informații. O să întrerup aici înregistrarea sesiunii și ne vom lua la revedere, dar o să vă rog să mai rămâneți online. Mulțumesc, Ioana, mulțumesc, Andreea. Mulțumesc și eu. O zi bună. La revedere și o zi bună. Bun.